Salutare, bună ziua! Iată că am mai puțin de 5 ani de când am semnat la vremea aceea cel mai mare contract de finanțare pe axa 3.1, cum se numea atunci, infrastructură de sănătate pe regiul 2007-2013, respectiv Spitalul Județean Drâmbovița. Semnăm astăzi încă două contracte, poate la fel de importante, chiar dacă de valori mai mici decât acest spital, care se ridica la 80 ceva de milioane de lei în momentul semnării contractului de finanțare. Este vorba pe de-o parte de unitatea de primire urgențe în cadrul axei 8.2 din programul operațional 2014-2020. Un contract care se va întinde, cel puțin așa scrie în hârtie, sunt convins că așa cum vă cunosc, veți comprima foarte mult această perioadă, a 54 de luni, perioada în care se va merge pe două fronturi, pe de-o parte pe extinderea unității de primire urgență și pe de altă parte dotarea acesteia, așa încât să răspundă cât mai fidel nevoilor de sănătate din județul Dâmbovița. Valoarea proiectului este de aproape 7 milioane de lei, din care contribuția Consiliului Județean este de 136.000 de lei, este destul de mică. Dar eu sunt convins că fiecare leu din acest contract își va găsi, va fi folosit cu toată, la cea mai înaltă valoare, așa încât, așa cum am spus, calitatea actului medical, în special pe partea de primire urgențe, să crească, bănuiesc timpii de soluționare a cauzelor să scadă și așa mai departe. În cel de-al doilea contract, este vorba de ambulatoriul Spitalului Județean, e un contract care se întinde pe o perioadă de 60 de luni. Sunt convins că și aceasta va fi mult diminuată. Valoarea totală a proiectului este de peste 10 milioane, aproape 11 milioane de lei. Și la fel cum am spus și la unitatea de primire urgență, proiectul își propune să extindă ambulatoriu și, bineînțeles, să-l doteze cu aparatură absolut necesară tratamentului pacienților în regim ambulatoriu.